Se simte miros de primăvară în piețe. Pe tarabe se găsesc din belșug salată, ceapă verde, ridic și spanac. Mărar, ce vedeți? Ridiche, spanac, ceapă, morcov, rădăcinoase. Ridichea 3 lei sau 2 la 5, legătura de ceapă 2 lei, spanacul 2 lei, verdeața câte 2 lei, morcovul 5, păstrănacul și morcov, țelina 10. Și plăpânzii ghiocei și-au făcut apariția. 2 la 5 lei, 10 lei coșul, nici eu nu știu pe unde a fost. Mulți băcăuani sunt dornici să pună pe masă mai multe salate și legume proaspete. Trebuie să ne vitaminizăm. Salate, încercăm să mâncăm sănătos. Cum prețurile în perioada asta? Eu mă gândesc și la cei care muncesc, știți? Și de aia nu prea scârcotașă. Da. Cine muncește trebuie răsplătit și noi trebuie să înțelegem. Primăvara așa trebuie. Mai mult verdețuri. Să trecem de la iarnă la primăvară cu verdețuri. Ca să luăm vitamine. Am luat ceapă, salată, am luat și cartofi. Tot ce trebuie pentru mâncare. Cred că-s de seară. Nu crește salata așa mare acum în afară. E-s de seară. Trebuie să evităm că s-ar putea ca ei să pună foarte multe îngrășăminte din astea să crească și mâncând. Da, mănânci, zici că mănânci sănătos verdeață și s-ar putea să te intoxici cu pesticide și cu îngrășăminte care nu prea au rolul, da? Asta e viața. Da, din piață, că le aleg, văd omul. Cumpăr de toate. La ghiocei, da, vezi, vestitorii primăverii. În piețe, ceapa verde se vinde cu 2 lei legătura. Un kilogram de roșii de import costă 10 lei, ardeii 14 lei, iar castraveții 13 lei.